Și o binecuvintează și o sfințește pe ea, că și noi robii tăi pe aceasta am pus-o acum înaintea slavei tale, în această prea strălucită, prea mărită și mântuitoare zi a Paștilor, spre cinstea și slava și spre aducerea aminte de slăvita înviere a aceluiași Fiu al Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, prin care din veșnica robia vrășmașului și din legăturile nedezlegate ale iadului am aflat dezlegare, liberare și ieșire. Deci și pe noi care am adus-o și o sărutăm și din frân s-a vopusat. Fă-ne a fi părtași binecuvântării tale cele cerești și alungă de la noi cu puterea ta toată boala și neputința, dându-ne la toți în sănătate. Că Tu ești izvorul binecuvântării și dătătorul vindecărilor și Ție, Părintelui, Celui fără de început, slavă înălțăm, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului, bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Și se sfințește pâinea aceasta prin stropirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin. Se binecuvintează și se sfințește pâinea aceasta prin stropirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin. Se binecuvintează și se sfințește pâinea aceasta prin stropirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin. Amin, amin. Hristos a înviat din morți, Îngerul a strigat cele pline de dar, curată fecioară cu curăte, iar zic cu astăzi a prădat iadul stăpânul, cel ce-a ridicat pe cei legați, pe care avea din viață cu plisinuțe într-o sine. Mărește sufletea mea stăpânirea cea între ipostasori și nedespărțită dumnezeire. O dumnezeiescule, iubitele, o preaducere tău glas,
făgădui să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului, Hristose, pe care sprijină nădejde avândul credincioșe. Ne bucurăm! Bucură-te, Fecioară, bucură-te! Bucură-te, binecuvântată, bucură-te, prea mărită! Că fiul tău, omia ta, trăiește din mormânt! O, Paștile cele mari și preasfințite, Hristose! O, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea! Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine, mai vădit, în ziua cea neînsărată împărăției tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește și ajută robilor tăi. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, ca Domnului mărire peste tine a răsărit. Salt acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește truvierea celui născut al tău, Hristos. Iată-i de mor.
vrăjmașilor. Paștile cele sfințite, Paștile cele nouă și sfinte, Paștile cele de taină, Paștile prea cinstite, Paștile Hristos izbăvitorul, Paștile cele fără prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă porțile Raiului, Paștile cele sfinte, cele ce sfințesc pe toți credincioșii, astăzi nouă s-a arătat. Aș vrea să piară păcătorii din fața lui Dumnezeu, iar dreptii să se veselească, mironosițele femei foarte de dimineață, stând înaintea mormântului Dătătorului de viață, aflata înger pe piatră șezând, și acela grei către dânsele așa zicea, pentru ce căutați pe cel viu cu cei morți? Pentru ce plângeți pe cel nestricăcios? Ca și cum ar fi într-o stricăciune, mergând propovăduiți ucenicilor lui. Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim între sa. Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile, Paștile cele prea cinstite nouă ne-a răsărit, Paștile cu bucurie, unul pe altul să ne îmbrățișăm, o Paștile izbăvirea de întristare, că astăzi din mormânt, ca dintr-o cămară străluce în Hristos. Pe femei de bucurie le-au umplut zicând, propovăduiți apostolilor, mările Tatălui și Fiului și Sfântului, și acum și pururea și vecii vecilor. Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururia
și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta Credința Drept-Credincioșilor creștini și Sfânta Biserica Ta o păzește în viacul viacului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea într-adevăr născătoare de Dumnezeu te mărești. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-le, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice Părinte binecuvântați. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcânde și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat? De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucuria Domnului său? De s-a ostenit cineva postind să-și ia cum răsplata? I-a lucrat cineva din ceasul cel din tâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă? I-a venit cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăzduiască? I-a ajuns cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nici de cum?